1000 de euro, atât ar fi plătit viitorii șoferi pentru a obține permisul de conducere fără a susține proba teoretică și cea practică. Centrul Național Anticorupție a efectuat mai multe percheziții în dimineața zilei de 24 iulie în unele școli auto din Chișinău, Ialoveni și Comrat, într-un dosar de trafic de influență și false în acte publice. Sunt vizați presupuși intermediari în procesul de obținere a permiselor auto, potrivit CNA. Intermediarii susțineau că ar avea influență asupra membrilor comisiilor de examene din cadrul secțiilor de înmatriculare, a transportului și calificarea conducătorilor auto ale Agenției Servicii Publice și că îi poate determina să faciliteze procesul de susținere a probelor teoretice și practice. De asemenea, solicitanților li se asigura și certificatele medicale contra cost cu omiterea prezenței fizice a persoanei, dar și certificatele de absolvire a cursurilor teoretice și practice la școlile auto, spun oamenii legii. CNA a mai constatat că pentru întregul proces de obținere a permiselor auto erau pretinse în medie sume de 1000 de euro. În urma perchezițiilor desfășurate la sediile școlilor auto, la domiciliile și autoturismele bănuiților, au fost ridicate sume de bani, proveniența cărora urmează să fie stabilită ulterior, copii ale unor acte de identitate cu sume de bani atașate, înscrisuri de ciornă și dispozitive de stocare a informațiilor.